Cam fiecare an, arădenii merg la Țebea. Anul acesta evenimentul va fi în 9 septembrie, la solicitarea mai multor oameni și mai multor ONG-uri. Așa cum ați văzut de mult, Primăria Municipiului Arad a alocat bani pentru un număr de peste 2500 de persoane deplasate cu autocarele către localitatea Țebea. Noi în 6 locații vom pune corturi pentru înscrieri. Plecarea va fi la ora 7:30 în data de 9 septembrie și vom avea o comunicare direct cu fiecare persoană pentru a-i spune exact de unde poate să existe îmbarcarea în autocar și, evident, procesul de deplasare și etapele pe care trebuie să le parcurgem în vizita pe care o să facă cetățenii municipiului la Țebea la evenimentul de 140 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Și voi spuneți voi cele 6